Sì, sì, bailando. E lei? Guarda, tare, inima, nu liviu. Da, este foarte frumos aici, ne simțim extraordinar de bine. Mulțumim că am fost invitați, că ne-au pus și pe pe listă și ne-au pus chiar în fața Bayramului, cum fac elei la Bayram, la Bayram și sperăm să mai facă, să nu știe doar București, să facă toată țara, noi spunem da. Cum ați simțit că am avut ani de succes și de parte Cum vă simțiți acum? Bine? Mai tineri? Mai tineri cu 20 de ani? Eu mult mai liniștit, au trecut emoțiile, am văzut reacția publică care a fost incredibilă, e foarte bine. Dar ne simțim foarte bine, că am făcut spectacolul ăsta cum ne-am imaginat, au fost emoții foarte mari la început, dar până la urmă a fost bine și mulțumim Dumnezeu că a ieșit așa cum a ieșit. Ce părere aveți despre faptul că piesa voastră, Ochii Tăi, încă se ascultă la parcuri? Păi unii fac hituri, alții fac șlagăre. Să sperăm că piesa asta va fi ascultată de acum încolo 1000 de ani. Nu s-a aștepta nimeni. Piesa Ochii Tăi nu trebuia să fie pe album. Dar acum că s-a întâmplat asta, nu ne putem decât să ne bucurăm și să ne facem la alți artiști. Pe viitor vă doriți să continuați în această formulă sau vă doriți să-l repoptați și pe Ache? Ache e într-o și va fi toată viața lui de acum încolo alături de noi. El n-a putut ajunge pentru că a avut un contract de muncă, dar el face parte din grup și dacă va mai cânta cineva, va fi această formulă. Altă formulă nu merge. Vă gândiți să vă schimbați un pic stilul sau veți rămâne la același stil? Schimbăm stilul. Elei forever. Pentru totdeauna Elei. Este stilul care i-a consacrat, care ne-a consacrat pe toți împreună. Publicul s-a simțit incredibil de relaxat, în extaz a fost tot publicul. Nu văd niciun motiv să schimbăm stilul. Nu mă așteptam să facem bis după atâția ani, chiar nu m-am așteptat. Ceva extraordinar. Deci nu, ne-a consacrat genul ăsta muzical. Noi îl iubim, îl îmbrățișăm. Și dacă putem să îl îmbunătățim într-un fel, exact. Să ne lumineze bunul Dumnezeu, da. Dar de schimbat nu văd rost. Deci noi am inventat reggaetonul. Degeaba. De ce să asculte noua generație elei? Noua generație să facă 18 ani, să-și pună un cotăruț de vii și după care să plângă sau să râdă pe piesele noastre, pentru că sunt piese cu un mesaj pe lângă ritmul nostru de dans și de bună voie, nu așa? De voie bună, e bine, de voie bună. Iar pentru final, un gând bun cititorilor. Mulțumim mult de tot, vă pupăm!